Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care am să încep în câteva episoade să vă prezint noutățile cu mașinuțe americane. Vă spuneam cândva la sfârșitul anului 2018 că sunt în așteptarea unor colete cu branduri americane, însă mai ales majoritatea, nu toate, dar majoritatea vin din Statele Unite, deci destul și de scumpe, în primul rând prin transport, dar și ca și interval de timp, timpul de livrare este destul de mare, cel puțin o lună de zile, și în cele din urmă mi-au sosit și așa ca o avantpremieră am să vă arăt tot ceea ce am primit în aceste zile. Deci aveți aici primele care vreau să vi le prezint, cele de la Auto World. Am luat două mașinuțe, un Cadillac Coupe de Ville de Elegance și un Ford Mustang Mach-1 care mi-a plăcut foarte mult. La ambele am o alternativă, așa doar ca să vă arăt o comparație, ce înseamnă calitatea la brandurile astea americane versus cele non-premium gen Matchbox sau Hot Wheels. Și am aici mai încolo, de la Greenlight Hollywood, mi-am dorit foarte mult o mașină tip dubă din filmul A-Team. Nu știu dacă ați auzit de film, de fapt este și film, dar este și serial, eu știam de serial, și duba asta este practic a lui, personajului BA, Baracus, deci prescurtare de la Baracus, unul din cei patru care formau A-Team. Era un tip negru și cu o coafură doar pe mijlocul capului, să spun așa. Un tip foarte excentric care mi-a sărit în ochi de la început, dar fiind așa atras de mașini, mi-a plăcut foarte mult modelul ăsta și cu siguranță varianta de la Greenlight e o variantă de calitate. Și am să vă prezint. Deci, repet, este când vorbim de Greenlight Hollywood, practic sunt mașini folosite în diferite filme și vorbim de duba condusă de personajul BA din serialul A-Team, pentru că e varianta 1983, poate în filmul care a fost lansat nu de mult prin 2010, probabil că a o dubă asemănătoare, dar ceva mai modernă, aș zice eu. Apoi este seria asta de la Greenlight Hot Pursuit, în care sunt doar mașini de poliție, însă mașina asta, să zic așa, mi-a plăcut și nici nu o am. Mă refer, încerc să urmăresc mașini clasice americane, iar mașina asta din 1967 nu o am. Și vedeți aici că sunt mult mai multe mașini în colecția asta, dar am să revin cu detalii. Apoi de la Johnny Lightning am văzut că ei au tipul ăsta de mașinuțe de camping și am zis să iau. Inițial am vrut să iau asta, dar nu am găsit-o. Și am comandat de fapt asta prima dată. Deși și asta este mai multe variante de culori și poate că cea albă arăta mai bine, însă nici pe aia n-am găsit-o. Deci prima mașină de camping a fost asta care am comandat-o. Ulterior am găsit-o undeva și pe asta și am comandat-o și pe asta. Sunt practic două pickup truck-uri destul de cunoscute, un Ford exact aici undeva scrie. Este un Ford F
150, deci pick-up truck-ul peste care e pusă partea aia de rulotă, sau mă rog, trailerul ăla. Și aici e un Dodge Ram, cred că. Ba nu, Chevy Silverado. Care și asta e o mașină destul de lungă și au făcut un artificiu punând partea asta din spate de rulotă și mă rog este și trailerul ăsta de ancorare, o să vedeți are un șurub cu care practic ridici înălțimea lui pentru că se înfiletează acea cheiță și poți să o ridici mai sus sau mai jos. Ajungem și la ea și ultima, tot din Greenlight Hollywood, mașina folosită de personajele Starsky and Hutch și asta a fost un serial chiar la televiziunea română și mi-a plăcut modelul de mașină clasică plus un pickup truck foarte atractiv Ford F100, mă rog, și aici are o parte de trailer. Dar care nu pot să zic că îmi scoate mie ochii, aceste două modele, în special și faptul că au fost folosite, deci variante originale folosite în film, pentru că, repet, vorbim de seria Greenlight Hollywood. Deci cam astea sunt noutățile de la brandurile americane și acum revenind, am să încep cu cele de la Auto World pentru că se desfac mai ușor. Celelalte au nevoie de un cutter care să mă ajute. Și am să încep deci cu prima mașină, o mașină de lux, o limuzină clasică. Deci vorbim de un Cadillac Coupé de Ville d'élégance din 1976. Poate ați văzut astfel de limuzine în filme cu mafia în special. Astea de la Auto World sunt variante premium și vă spuneam că vă dați seama după cutia asta, deci au încă o cutie în plus pe lângă blister ca să o păstrez în ea. Cei de la Auto World susțin că sunt cu adevărat scara 1.64. Deci chiar respectă scara. Chiar dacă sunt mari mașinile astea în comparație cu una de exemplu de la ce să zic Matchbox, ele chiar sunt așa de mari și în realitate de aceea deși spun că sunt 1.64 se văd mașini ca și dimensiune destul de mari. Practic se aseamănă foarte mult ca dimensiune cu cele de la SICU, însă cei de la SICU, pentru că mașinile europene sunt cu mult mai mici decât cele americane, sau mă rog, în general sunt mai mici ca dimensiuni reale vorbind, ei au scara 1,55, deci sunt mai mari ca și scară, dar ca dimensiune sunt asemănătoare și eu am zis că fac un mix de ca și branduri de calitate, mașini europene de la SICU, mașini americane de la brandurile astea, însă totuși sunt mari pentru mine și foarte multe nu o să colecționez de la aceste branduri. Însă mi-am dorit o diversitate și să am cam, cum se spune, din fiecare câte ceva, din fiecare stil de mașină ceva și probabil că o să am o serie limitată. Dar dintre toate brandurile astea care le vedeți, Greenlight, Johnny Lightning, mai este și M2, de la care iau ceva mai rare. Toate Dintre toate, Auto World susține că respectă cu adevărat scara 1.64. Și acum astea fiind zise, deci vorbim de variante premium. Vedeți și aici jos scrie Premium Series Release 4 sau mă rog 4. Asta înseamnă că ei au mai multe serii pe care le denumesc release-uri, release 4, release 3, practic echivalent cu un trimestru, deci la 3 luni
lansează 6 bucăți și ăsta este din 2018, deci ultimul trimestru, și din cadrul lui am luat una dintre aceste 6, pentru că asta mi-am dorit, să iau o limuzină de lux clasică, și am optat pentru mașina asta. Evident, vedeți că mai este vintage muscle car, am luat pe ăsta și probabil că o să iau și pe ăsta ca să am wagon, dar la wagon deja am luat ceva, deci mă mai gândesc până una alta să desfacem totuși mașinuțele. Deci vedeți că are o cutie în care se poate păstra mașina ulterior, numai că nu-mi place stilul ăsta, pentru că așa nu vezi mașina. O cutie, să zic, ok, este cea care e la green, nu la green light, la scapă denumirea la Welly. Deci mașinuțele Welly până la urmă sunt mai slabe calitativ, dar se găsesc în România. Însă, cum vă spuneam, fiecare are ceva bun și la Welly apreciez în primul rând cutia, pentru că e, deci se poate ambala și reambala mașinuța. Asta e cel mai important până la urmă. Degeaba îți dă o cutie care, sau mă rog, blister care ulterior nu-l mai poți folosi odată ce l-ai desfăcut. Ambalajul ar trebui să fie reciclabil, adică să-l refolosești, și din punctul ăsta de vedere e ok că oferă așa cutiuțe. Vedeți că se poate deschide, deci poți să reambalezi mașinuța, însă nu vezi cum arată, cel puțin dacă vrei rapid să o verifici. Iar cei de la Welly fac o treabă, zic, ideală în ceea ce privește ambalajul. Și astea fiind zise, deci cam așa arată ambalajul la AutoWorld, la o mașină premium. Vedeți că au multe reclame, pot fi găsiți și pe Facebook, Instagram, au un site. Aici vedeți, să zic, logo-urile brandurilor de mașini licențiate, pentru că astea toate sunt mașini reale. Licențiate, adică respectă detaliile exact așa cum sunt în realitate. Și acum, astea fiind zise, să trecem la prezentarea mașinii. În primul rând e complet din metal, foarte grea. La AutoWorld, să zic așa, ce nu-mi place că au roțile foarte înguste. Nu știu dacă în realitate sunt așa de înguste roțile la o astfel de mașină. Eu cred că nu. Plus, într-adevăr, vedeți, se dă jos cauciucul de pe jantă, deci roți de cauciuc, numai că mi se par foarte subțiri. Vedeți o schemă cam cum arată sub mașină, cu țevile de șapament. O privire din față. Vedeți clar delimitate farurile, grila radiatorului și, în general, toate mașinile astea li se deschide capota. Vedeți aici, nu vreau să forțez că nu am studiat-o dinainte să văd cât se deschide, dar se deschide și cât de cât se poate vedea detalii și la motor. Vedeți că e colorată zona din interior cu albastru, sau mă rog, partea principală a motorului. Nu vreau să... În mod normal se deschide mai mult, dar nu am studiat de ce nu se deschide așa de bine. Și ca să nu forțez, vă arăt doar atât cât pot. Se văd cât de cât componentele unui motor clasic.
Pe vremuri se vedeau cam toate părțile, componente ale unui motor, acum sunt mult mai bine protejate, mai ales la brandurile de lux. Deci cam ăsta ar fi Cadillac-ul. Vedeți și aici pe lateral, semnalizatoare. Și jantele arată foarte bine, stilul ăsta mai gangster, în care o parte din roată e acoperită de aripă. Aici scrie Coupe de Ville. În spate stopuri clar delimitate, un număr de matriculare original. Și aici scrie Cadillac. Stopuri clar înfățișate cu roșu. Și pe lateral aici puteți vedea, nu știu dacă astea sunt pe poze semnalizatoare, dar e clar că se văd multe detalii și în interior aș zice că se văd detalii destul de bine conturate. Asta ar părea ca o prelată. Doar că nu e, nu se poate da jos. Oricum, mașina arată, zic eu, bine. Adică atât că se poate la o machetă de mică la scară 1,64, privire și de sus, vedeți niște dungi roșii aici pe capotă. Mai accentuează un pic luxul. Și acum mă gândeam doar să vă arăt comparativ cum arată un Cadillac de la Matchbox, aceeași model Cadillac sedan de Ville, vedeți că scrie, numai că e într-adevăr o altă variantă, însă asemănătoare. Eu vreau doar să vă arăt comparativ calitatea, vedeți că, nu zic, e ok pentru o mașinuță ieftină, dar totuși nu sunt aceleași detalii pe care le puteți vedea la o mașină care în mod normal costă 5-6 dolari în comparație cu 1 dolar. Să le pun cumva așa. Deci asta e, doar că problema e și de distribuție. Cele de la Matchbox mai ajung în țară la noi, astea din păcate nu prea ajung la noi în țară, așa că multă lume se mulțumește cu Matchbox-uri dacă și alea le aveți în preferințe. Cine nu place Matchbox, nu ia nici măcar asta, dar na, eu v-am mai spus opinia mea, Matchbox e ceva mai arătos în comparație cu Hot Wheels. Numai că, din păcate, mașinuțele Hot Wheels se găsesc mai des și la noi în țară. Deci cam asta ar fi o comparație de Cadillac sedan de Ville, doar că sunt ani diferiți. Vedeți aici baza plastic la cel de la Matchbox, e plasticul ăla chicios. Aici chiar e metal la celălalt, de la AutoWorld. Deci cam asta ar fi cele două. Și acum trecem la o altă mașină care mi-a plăcut și am să vă arăt prima dată de ce am gândit mașina asta. Mi-a plăcut foarte mult și varianta de la Hot Wheels, care o vedeți aici în imagine. Numai că, normal, avem calitatea Hot Wheels, dar zic eu destul de reușită, cât de cât conturate stopurile și farurile în față, deci o mașină destul de reușită.
Evident, nu-mi place că sunt roți inegale, dar, mă rog, asta face parte din cultura Hot Wheel cu roți mai mari în spate. Tocmai probabil de acolo și vine denumirea de Hot Wheels, adică roți tari, în sensul de cul, marfă, beton și așa mai departe, alte apelative. Roți fierbinți ar fi traducerea mutamo, dar cred că știți la ce mă refer, adică roți mai care ies în evidență. Asta se bazează cei de la Hot Wheels și acum trecem la o variantă reală, vedeți, licențiată. Astea sunt mașini licențiate, deci nu au voie ca Hot Wheels să le deformeze ca să arate hot. Și din nou avem, deci, din seria Premium, vedeți că scrie și jos Premium Series, asta înseamnă că are cutia lui, vedeți și aici a desenat. Vă reamintesc că ei, cei de la AutoWorld, susțin că respectă scara 1.64. Păcat că nu fac atunci și mașinuțe europene ca să putem avea o comparație reală la scara 1.64 a mașinilor. Asta e. Asta, cum vă spuneam, face parte din acel Release 4 din 2018, deci practic ultimul trimestru și face parte din categoria Vintage Muscle, adică mașini puternice, clasice, are și un blister interior de protecție și acum vă arăt cu adevărat detalii la acest Mach care arată foarte bine și mai ales mi-a plăcut culoarea asta, evident nemetalizată, deci o culoare plină, lucioasă, așa un, nici nu știu cum să-i spun, e un verde gălbui în față, clar delimitate farurile și sigla Ford Mustang, un număr de matriculare autentic și aici roți de cauciuc inscripționate, vedeți Firestone, un brand real de cauciucuri și jantele sunt cromate, zic eu, reale, exact cum erau prezente pe atunci la mașina asta, cum vă spuneam, metal atât la bază, cât și toată caroseria. Dungile astea oarecum mă duce cu gândul la o tematică de raliu. Vedeți Mach 1, scrie și pe lateral, dar roțile în special arată bine și aici roți de cauciuc, vedeți că se dă jos de pe jantă. Deci totul este original, adică și cum arată mașina în realitate, inclusiv roțile, jantele, branduri originale, nimic fictiv sau imaginat și pus numai de dragul de a arăta. Totul este original așa cum era și asta atrage. Vă reamintesc că în mod normal pe piața din Statele Unite o mașinuță de asta e 5-6 dolari, iar un Hot Wheel este în jur de 1 dolar, deci de 5-6 ori prețul și eu zic că la prețul ăla își merită, asta înseamnă undeva la 30-40 de lei o mașinuță din asta. Dacă e să găsiți așa ceva la machete auto, moto.ro sau efectiv fizic au un magazin în București. Vedeți aici stopuri clar delimitate, număr de matriculare și eleronul ăsta da e din plastic. O privire și de sus, cât de cât se vede și în interior. Deci arată foarte bine mașina asta și mi-am dorit foarte mult să o am la o calitate superioară, pornind, repet, de la modelul ăsta de la Hot Wheel, care mi-a plăcut
E printre primele mașinuțe Hot Wheel care le-am luat. Mi-a plăcut destul de mult modelul, numai că, na, știam că se poate mai bine ca și calitate. Vedeți aici diferența, cum arată o mașină de calitate și una așa acceptabilă. Oricum, se aseamănă, deci asta chiar e, să zic, același model din același an, doar că de la branduri diferite. Acum rămâne la latitudinea voastră fiecăruia ce îi place, dar normal, din punctul meu de vedere, nu se prea pot compara cele două. Sunt clase diferite de calitate. Însă mă bucur că pot să vă arăt o comparație cu astfel de mașini clasice de la branduri diferite. Deci cam ăsta ar fi Ford Mustang Mach-1 din 1972. Mi-a plăcut foarte mult culoarea asta și am tot căutat foarte mult un furnizor care să-mi ofere exact culoarea asta. Am văzut-o într-o prezentare pe YouTube de către un colecționar american și am încercat de atunci să găsesc și eu mașina asta. Astea toate sunt luate de pe eBay, deci de la utilizatori, persoane fizice. Exact, colecționar ca și mine și voi, dar intră ca și pe orice site și de la noi, cum e OLX sau Publi24. Fiecare vinde cu cât dorește, plus transport, deci costurile sunt mult mai mari decât dacă ai găsi într-un magazin normal o astfel de mașinuță. Deci cam astea ar fi, să zic, cele două noutăți de la AutoWorld. Vorbim deci de un Ford Mustang Mach-1 din 1972 și de un Cadillac sedan de ville d'élégance, o mașină limuzină clasică, ambele de la AutoWorld, și am încercat o comparație cu versiuni mai ieftine, Cadillac de la Matchbox, respectiv un Ford Mustang Mach-1 de la Hot Wheel. Astea fiind zise, vă doresc toate cele bune. Pentru orice alte informații, întrebări și critici, de ce nu, toate vă aștept ulterior pe YouTube. Până atunci, toate cele bune, numai bine. Și vă aștept în episoadele următoare cu următoarele noutăți.